Salutare, prieteni, sunt la Brand George și azi am să vă prezint cum se face o flotare normală, corect, deoarece am observat că foarte mulți dintre voi greșiți când faceți flotări. Am să vă arăt cum faceți voi greșit. Majoritatea dintre voi faceți așa. Nu e ok, deoarece o să te doară și spatele. Și o să ai și probleme cu coloana mai târziu dacă o să continui tot așa. Flotarea normală, corect, se face așa. Trebuie să ai spatele drept întotdeauna. Oricând faci flotarea, trebuie să ai spatele drept. Deci, ați înțeles. Trebuie să aveți spatele drept. Și am mai observat o greșeală dintre la voi, atunci când faceți flotări, vă grăbiți. Nu e ok să vă grăbiți, deoarece mușchiul trebuie să fie în tensiune, iar voi îl grăbiți și nu prea e în tensiune. Trebuie să faceți flotările aproape înspre slow, ca să aveți mușchi în tensiune, să pompeze destul sânge în piept și o să aveți rezultate. Acesta a fost video de azi. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canalul meu. Pa!